Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing, Claudiu Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim. Discuția noastră conține opinii, nu recomandări de tranzacționare, atenție la instrumentele financiare și riscurile asociate tranzacționării lor, mai ales atunci când utilizăm un efect de levier care amplifică beneficiile, dar mai ales pierderile atunci când nu suntem în direcția corectă. Să pornim discuția noastră de astăzi cu un grafic mai simplu, crescând în complexitate ulterior. Graficul simplu este cel al EURUSD. După alegeri, piețele au avut un moment de panică, dolarul s-a depreciat în momentul în care, a devenit limpede că noul președinte va fi Donald Trump, după aceea însă mișcarea colectivă s-a transformat în ceva mult mai serios într-un potențial uh, impuls care ar putea să stea la începutul unui trend. Ne așteptam ieri ca din niveluri cuprinse între 1.10 în și 1.10.45 să avem o corecție pozitivă, uh, ulterior presiunea fiind reluată, corecția pozitivă nu a mai apărut, piețele s-au stabilizat abia mult mai jos, aproape 100 de pip și mai jos. Ceea ce înseamnă că avem un adevărat tăvălug al uh, așteptărilor uh, despre Politica fiscală, riscul inflaționistă, pentru că în momentul în care închizi granițele, între ghilimele, limitezi influxul dinspre din exterior, fie el de bunuri, servicii sau, sau forță de muncă, pui o mai mare presiune pe resursele interne, bineînțeles, piața poate satisface, cererea, dar nu neapărat la același prețuri, ci probabil la prețuri mai mari, pentru că aceasta este, este regula fiecare și dezvoltă un anumit avantaj competitiv. Anumite produse sunt mult mai ieftin de realizat în alte țări. E motivul pentru care, inclusiv unii spune, prin intermediul unei, unei monede mai slabe, dar nu numai, China este uzina lumii în momentul de față. O astfel de creștere a presiunilor inflaționiste estimate și nu doar estimate, vorbim despre măsuri precum 5-year, 5-year inflation expectation, vorbim despre așteptările pe termen mediu și lung există o creștere vizibilă după alegeri și există o creștere care se observă destul de pronunțat și în ceea ce înseamnă dobânzile la titluri de stat. Nivelul randamentului asociat titlurilor pe 10 ani din Statele Unite a crescut în această noapte peste 2%. E un grafic important și... O precizare pe care trebuie să o facem, pentru că altfel nu, nu ar fi ușor de înțeles ce se petrece aici. O creștere a randamentului. Creșterile randamentului înainte de alegeri erau asociate cu scăderi în piețele de capital. Ceea ce vedem aici, creșteri, apoi o accelerare. Acum nu mai vedem o evoluție inversă, invers proporțională între burse și uh, acest, uh, această dobândă a titlurilor pe 10 ani, ci uh, una uh, corelată. Ce se întâmplă, de fapt? Care este cheia misterului? Piețele pot avea două moduri de, uh, de abordare. În momentul în care creșterea dobânzilor se produce în mediul economic anterior, cel estimat înainte de alegeri era o veste proastă pentru că economia este văzută a, a crește, dar a fi totuși vulnerabilă într-un efect net negativ, vulnerabilă la scumpirea creditării. În condițiile în care dobânzile cresc, dar cresc pentru că de fapt se așteaptă un gigantic program de stimulare fiscală aspectul pozitiv al acestei stimulări, care este și motorul aprecierii randamentelor, dar care și creează așteptări savuroase, ample, visătoare, spune, de profituri în, în majoritatea segmentelor economiei, domină. Acest efect pozitiv domină și face ca bursele să crească la rândul lor. Acum poate că lucrurile au mers prea repede, prea departe, rămâne de văzut. Câte vreme însă tendința dobânzilor la 10 ani este în creștere, putem spune că Euro-SD are riscuri descendente. Și riscurile acestea se leagă nu numai de uh, un dolar mai puternic, ci inclusiv de uh, Europa. Cu un euro se de în plonjare, unii ar spune că poate nu e la fel de probabil ca ECB-ul să prângească pentru prea multă vreme. În decembrie e probabil că va anunța prelungirea, dar să vedem dacă nu cumva o va face pentru o scurtă vreme, urmând ca ulterior să reducă volumul achizițiilor de active. De fapt, cred că această... Interpretarea este cumva în stand-by. Piețele se gândesc acum mai degrabă la ce urmează luna aceasta și la începutul anului viitor. Urmează un referendum în Italia, urmează alegeri în Franța și unii ar spune că mișcările naționaliste, mișcările orientate intern, mișcările considerate a fi populiste sunt acum credibilizate de victoria lui Trump și um, cumva primesc un, un sprijin important. Unele dintre acestea, uh, majoritatea lor de altfel, nu sunt favorabile proiectului european în forma actuală. Deci, uh, nu aș spune anti-europene, dar uh, centrii Centrifuge, probabil că da. Iar lucrul acesta face ca euro să fie într-o situație delicată. Datele de astăzi e slabe din Franța, producție, producție industrială minus 1%, 1 față de plus 0,3% așteptat, în piața muncii vești bune, plus 0,3% trimestrial pentru slujbele în economie. În Italia, producția industrială minus 0,8 față de minus 1% așteptat, după o lună foarte bună anterior, fiindcă altfel minus 0,8 nu putea să sune foarte bine. Cu toate acestea, presiunea rămâne una net descendentă și piața, după o perioadă de consolidare, poate chiar în curând, poate va fi salvată pentru o vreme și asta rămâne pe după amiază, dar are deocamdată tehnic șanse de a aluneca sub 1.09 uh, 10906 minimul anterior și către 10890 mai jos poate chiar un 10880. Din punctul meu de vedere, piețele ar uh, trebuie să aibă, chiar dacă tenița mai largă este destul de vizibil una descendentă, ar trebui să aibă uh, o uh, încercare, o încercare măcar de uh, corecție, uh, corecție pozitivă. Pentru că entuziasmul actual se bazează, se bazează pe estimări, pe uh, prognoze liniare, presupunând că ceea ce s-a declarat în campanie se va și pune în practică, sunt două probleme. Unul, nu știi cât de, uh, cât de fidel vor fi transpuse aceste uh, propuneri în realitate și în al doilea rând nu se știe cât de repede se va întâmpla. Uh, dar, până în alta, tendința este clar favorabilă EUROSD și, din punctul meu de vedere, chiar dacă în una-două zile peisajul devine mai neclar, pe termen mediu și lung lunile următoare ne pot aduce mult mai jos. Estimarea noastră preluată, uh, estimarea noastră recentă, pe care am transmis-o și recent către presă, uh, vorbim de un 1.05 spre finalul... Uh, anului. Ce ne paște astăzi în calendarul macro? La 3 și jumătate cereri de ajutor de șomaj, la 4 și un sfert în lui Bullard și la 9 seara vorbim de deficitul bugetului federal apropiat de 82 de miliarde. Cele mai importante cifre, unemployment claims, cereri de ajutor de șomaj, se așteaptă 267 de mii. În ultima vreme, tendința a fost de creștere dar mă gândesc că o valoare în jurul lui 265 este cea, cea anticipată. Ar trebui să vedem fluctuații mari de peste 10.000 pentru a avea un efect notabil. Piața este încă în căutarea sensului a ceea ce s-a întâmplat recent și mai ales a sensului viitor. Bănuiesc că perspectiva pe termen lung rămâne, rămâne descendentă. Pentru astăzi, în primă fază, tot descendentă. Atenție la câteva dintre nivelurile de suport menționate. O să las pe grafic 1.0882, mai subțire însă. Nivel de rezistență regăsim la 1.0923, 1.0940, 52 și 1, -1 a devenit acum foarte îndepărtat. Atenție, din când în când la ce se mai întâmplă cu, uh, cu randamentul titlurilor, titlurilor de stat americane e în creștere, se vede uh, pe ultimele zile, deschiderea de astăzi a fost sus, un pic de fluctuații. Dacă mergem peste 204-205, posibil cu Euro SD să fim sensibili sub 1.09 în acel moment. Bun, uh, mă uit aici la o întrebare sau la observație. Acum mă citesc, CNN a avut declarația unui economist de la UBS care a afirmat că șansele de ridicare a ratei sunt mai mici cu cât incertitudinea este mai mare. Adevărat, dar care este incertitudinea acum? Dacă te uiți la piețe, ea nu este foarte mare. Să fie adevărat în viitor, da, dar iarăși întrebarea este ce fel de incertitudine, cea pe care o simțim noi, Neclaritatea legată de un program, programul se va derula, se va detalia oricum în, în zile și săptămâni, mai degrabă săptămâni spre luni, pentru că deocamdată nici nu este numit, încă Obama este, este președinte, dacă nu mă înșel, până în decembrie, nu, nu știu, nu rețin cu, cu certitudine, dar transferul încă nu s-a realizat. Trump își poate numi oameni la Fed în viitorul apropiat, da. Trump a fost foarte critic în legătură cu Janet Yellen. Care este diferența între candidatul Donald și președintele Donald Trump? Aceasta este întrebarea. Avem un delta aici. Dinspre acest delta poate să vină cheia răspunsului politicilor monetare. Dar eu mă gândesc că dacă aș fi la Fed, Aș avea o incertitudine, dar nu totală. M-aș gândi cât de mult, cât de rapid, cât de agresiv va fi stimulată economia și nu dacă va fi stimulată. M-aș gândi în același timp care vor fi barelele protecționiste, cât de agresive și aceasta este într-adevăr o chestiune foarte de delicată și foarte importantă, dar, dar voi opera cu ceea ce pare mai, mai sigur, mai apropiat și o majorare de dobândă este încă uh, aproape, aproape asigurată, ceea ce ar deturna ar fi un dezastru al NFP-ului în decembrie sau uh, deja uh, tarife comerciale de 10, 20, 30% pentru Mexic, pentru China impuse în următoarele în următoarele săptămâni, ceea ce este quasi imposibil. Pentru că mai durează până când, spuneam preia, preia Donald Trump președinția. Citesc aici o, 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 o referință la 17 ianuarie, momentul în care ar fi finalul lui, lui Obama. Deci, oricum, oricum mai durează. Bun. Altă opinie. Poate că piețele au răspuns deja la diferența dintre candidatul și președintele Trump. Piețele au răspuns cu siguranță la ceea ce cred ele că este această diferență, dar să vedem care este în realitate. Răspunsul lor este destul de evident. Trebuie să ne imaginăm însă și structura anterioară a pieței. Uh, și faptul că o să ajungem la piață, haideți să trecem direct la piețele de capital, ce să mai discutăm despre, despre ele fără a le avea în față. Uh, tendința anterioară era, uh, era una... Nu, să nu ne legăm doar de această idee, să luăm uh, graficul Daily. Uh, am avut o scădere și o îndelungată perioadă de câteva luni de așteptare. Tendința era descendentă, am avut apoi informații despre campanie uh, și șanse mai mari pentru, pentru democrați, uh, dar cu toate acestea nu ieșisem dintr-un dintr interval. Cred că poziționarea bearish, poziționarea short, era considerabilă. Mai mult, aceia cu poziții short au primit satisfacție pentru câteva ore și au fost chiar puternic pe profit. Unii dintre ei probabil că și-au închis pozițiile, alții poate le-au păstrat sau și l au amplificat. În momentul în care a apărut revenirea, nu toți cred că s-au închis pe această revenire. A existat un, un val mare de dezechilibru care a trebuit uh, rezolvat cumva și de aceea cred că reacția actuală a piețelor și alimentarea curentă, uh, până la urmă avem un nou maxim și un maxim care este de fapt, dacă vom deschide, uh, vom deschide și futures-ul în Statele Unite la nivelul actual, este un maxim istoric, uh, această reacție uh, validează cumva un trend din punct de vedere tehnic, dar mai ales este un răspuns la poziționarea anterioară pesimistă. Uh, un, uh, un trend care să fie durabil de acum înainte, dincolo de ceea ce se vede tehnic aici, tehnica arată destul de bine, dar un asemenea trend trebuie să primească argumente fundamentale. Deocamdată, din punctul meu de vedere, nu sunt acolo aceste argumente fundamentale. Avem o bănuială. Dacă programul va arăta ca cel promis în campanie și nu vom avea pe de altă parte uh, dacă vom avea partea bună a programului și nu vom avea cel puțin nu la scară mare partea negativă, partea care frânează economia și pune piedici la adresa economiei globale de fapt, atunci creșterile nu sunt doar justificate, ci sunt doar un prolog a ceea ce va urma. Ceea ce de fapt este, este și opțiunea noastră principală pe termen mediu și lung. Însă, deocamdată, ceea ce mai ar mai putea sosi eu sunt destul de reticent pe termen scurt, cu toate că piața arată foarte bine, fenomenal, aș spune. Explozia de entuziasm ne-a purtat tot mai sus a, în sesiunea de, de ieri, pe final. A, din fericire, poziția noastră a fost închisă profitabilă, a fost bine că am avut un take profit, nici nu mi-am dat seama la un moment dat când a, când a dispărut, contul nostru arată și mai bine, a fost o, o serie favorabilă. La 2000, Pe la 2080 aveam take profitul, piața a ajuns acolo, a urmat o, o creștere și apoi tot mai sus. Ceea ce a funcționat iarăși a fost comportamentul în jurul deschiderii. Spuneam că reacția în prima jumătate de oră, în jurul lui 4 și jumătate, poate să fie importantă. Am avut creșteri, corecții ulterioare, dar piața a fost în cele din urmă mai sus. Asta ne-a arătat, mi-a arătat mie ce puțin că urmează să crească, așa că m-am poziționat în consecință. Uh, au mers bine de tot piețele, uh, mai ales în, în piața germană. Am avut la un moment dat tentativa de a uh, pândi niște corecții pe, pe DAX, uh, dar acoperite, o poziții hegiuite, Deci, în cele din urmă, direcția ascendentă a adus a satisfacții notabile. În piața germană am avut fluctuații și mai, și mai pronunțate, dar, din nou, oare nu cumva am mers prea repede, prea departe? Să ne uităm la US30. Aici pare a fi foarte prematur, dacă pot spune așa, un comentariu de tipul gata, avem un maxim local. Însă, nu l-aș elimina întru totul. L Aș spune că e un, e un început. Avem o creștere care, din punctul meu de vedere, a atins deja niște niveluri de extensie. Haideți să vedem dacă este adevărat. 127.2. Deja a atins, piața a închis puțin mai sus. Să-l punem mai, mai precis aici. Deci asta înseamnă că 18.672 este un nivel bun și ca detaliu și ca disclaimer eu sunt poziționat de dimineață, puțin mai dimineață pe piața germană, ușor descendent. Nu sunt foarte liniștit cu această poziție după valul de, de ieri, dar deocamdată văd că e în regulă. 18.808 nivel nivel situat mai sus. Piața de capital din statele unite pare a fi în în declin ușor, un declin care însă nu devine cu adevărat relevant decât dacă spargem cel puțin o linie cheie, o linie situată aici la 18.600. Mai jos avem 570, 500, 442. Bănuiala mea e că ar fi puțin loc pentru ajustări descendente. Ar fi loc din moment ce din moment ce piețele s-au entuziasmat foarte puternic, dar au avut această poziționare short care a forțat închideri de poziții când, când piețele au crescut. N-aș băga mâna foc că înțelegem, că putem înțelege ce se întâmplă într-o într -o asemenea perioadă, dar balanța riscurilor mi se pare orientată descendent. O închidere slabă astăzi ar crea probleme, fiindcă ar lăsa cumva în offside breakout-ul recent, peste vârfurile istorice. Ca de obicei, acțiunea intraday poate să ne fie ghidată de nivelul de suport și rezistență. Am dat nivelul de rezistență, nivelul de suport, dar peisajul pe termen mai lung depinde de felul cum arată graficul daily la finalul zilei. Și acest grafic al zilei este unul clar constructiv în momentul de față, dar ar fi remodelat în condițiile în care uh, piața uh, ar mai pierde chiar și câteva zeci de puncte față de nivelurile actuale. Uh, vreau să trecem la DE30, fiindcă știu că aici este nu doar, uh, nu doar unul dintre cele mai volatile, ci și unul dintre cele mai urmărite instrumente. Pentru mine, merită analizat în tăcere, uh, deci merită ținut uh, uh, o secundă cel puțin de, de liniște în fața de tăcere totală în fața unui asemenea grafic. Pentru că el trebuie să ne intre în minte și să ne amintim că piețele pot face și așa ceva. O deschidere cu procente bune în jos și o piață care se închidă nu la 10.000, ci la 10.670 aproximativ să crească 600 de puncte într-o zi în care uh, mai toată lumea, eu sincer n-am citit vreo opinie, nu m-aș lăuda că eu am spus așa ceva nici pe departe, mă așteptam ca scăderea să dureze mai multă vreme, mă gândeam la o revenire, este o opinie documentată, dar uh, nu mă așteptam să fie atât de, de rapidă. Uh, deci, într-o zi în care toată lumea se aștepta la dezastru, am avut dezastru în deschidere și cam atât creșteri după aceea. Și asta nu fiindcă au apărut uh, valuri de informații noi. Într-adevăr, am avut un discurs împăciuitor, asta va conta destul de mult, dar, uh, dar de fapt uh, era o chestiune. Uh, am avut un, uh, un candidat uh, care a devenit președinte, candidat uh, ce trimitea, trimitea piețele în, uh, în picaj de fiecare dată când creștea în sondaje. Uh, după asemenea sesiune îți dai seama că într adevăr în piețe se poate întâmpla orice. Acum un grafic daily de genul acesta ar arăta shooting star destul de clar. Un grafic cu câteva zeci de puncte mai sus până a fost de dimineață, spre 780, ar arăta continuare. Iar un grafic peste 828 ar însemna că am atins vârful perioadei perioadei recente. De fapt, trecem pe un grafic weekly ca să ne dăm seama ce înseamnă, care este importanța aceasta. Am fi peste vârfurile din vară și am atinge noi maxime ale anului. Cred că în contextul actual vorbim despre o, o piață care își dorește să meargă mai sus, nu știu dacă are uh, curajul de plin și dacă are energia să o facă deocamdată, însă, clar, tentativa este, uh, este posibilă. Uh, un grafic weekly de genul acesta, o să mai discutăm până, până vineri, uh, mai este timp, uh, la webinarul de mâine, dar un grafic de genul acesta arată mai degrabă a consolidare și are un, iz un ușor favorabil, aș, aș bănui eu. Să vedem, să vedem ce ne mai aduce perioada, perioada următoare. Revenim pe un grafic H1 pentru a descrie o eventuală ipoteză pentru astăzi. Dacă este să fie o corecție, atunci ar trebui ca în următoarele 2-3 ore să fim spre 650 de puncte. Dacă piața nu vrea să scadă, atunci probabil că are o opțiune laterală și vom reveni spre 770, vom aluneca o spre 750, dar vom rămâne în zona, în zona de câteva zeci de puncte mai sus decât, decât suntem acum. Nivel de rezistență este 767795 și ulterior 823. Mai sus avem vechiul 828 și 885. Ca idee, cred că există loc de fluctuație, există loc de oscilație, însă nu m-ar surprinde să regăsim aici, spuneam, și opțiune corectivă. O închidere a zilei însă transmit un mesaj pe termen mai lung, nu o opțiune corectivă intraday și după aceea piețele se revină spre 730-750. Dacă se întâmplă asta, atunci Shooting Star-ul nu mai arată ca la carte și avem în acel moment o posibilă reluare a parcursului ascendent. Deci 730 încă este un shooting star, de la 740-750 dinamica este una mai degrabă constructivă. Suntem destul de aproape, gândiți-vă că pentru investitorii orientați long este sub ochii lor bariera vârfului local și va fi destul de tentant să, încearcă, să încerce să o depășească din punctul meu de vedere, au cam pălit motivele fundamentale, dar, dar momentumul, elanul acesta inițial, la limită le poate duce mai sus. M-aș aștepta ca închiderea să fie de tip shooting star sau, 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 mai jos, cu o probabilitate de 55%. Restul ar fi ca piețele să fie în vecinătatea vârfurilor locale sau, sau mai sus. Închiderea este cea care ne oferă informații, nu acțiunea intraday. Dar acțiunea intraday va fi suficient de volatilă încât să merite să ne poziționăm din, din reper în, în reper. Bun. Asta despre piețele de capital, Discutat despre euro-USD. Ce v-aș propune acum ar fi să trecem la un, la un GBP-USD. Mă uit puțin pe solicitări, pe întrebări. Ok. Bun. Haideți să discutăm, deci, despre, uh, despre lira sterlină. Uh, încetul cu încetul uh, va începe să aibă din nou personalitatea sa. Nu va uh, fi doar uh, o contrapartidă pentru dolar, cum a fost majoritatea monedelor uh, în ultima perioadă. Uh, cu excepția notabilă la PSOL mexican, care a avut propriile sale, propriile sale, reacții. Există aici o stare de așteptare. Piețele încearcă să-și dea seama dacă articolul 50 va avea nevoie de, acord, de un acord din partea Parlamentului, dacă victoria lui, lui Trump îi sporește, așa cum văd prin presiunile opinii, puterea de negociere a Terezei May, și din punctul meu de vedere este posibil, avem la anul alegeri în Germania, avem alegeri în Franța, există un, un risc perceput la, la, adresa status quo-ului și asta ar putea însemna că Um, autoritățile, guvernele vor pleca mai mult urechea spre, spre cei nemulțumiți decât a făcut-o până acum. Um, înseamnă asta neapărat că am invitat scenariul de hard Brexit? M-aș îndoi. Um, din punctul meu de vedere însă... Marea șansă a lirei sterline este legată de un eventual vot al Parlamentului și cred că este posibil așa ceva. Într-o lume atât de, atât de schimbătoare, atât de nesigură, pe cum am, am văzut că este anul acesta, cu Brexit, cu un candidat care inițial se considera nu avea șanse, președinte a Statelor Unite, acum iată că nu ne mai putem îndoi ca aproape orice se poate petrece. Pentru Lira Stelină, lucrul acesta înseamnă, de data aceasta, nu o veste rea, ci o veste bună. O veste care ar putea să ofere o breșe de apreciere la un moment dat. Sesiunea de astăzi nu aduce din ceea ce observă informații noi, așa că este la mila dolarului și a declarațiilor de ordin politic. Aș vedea uh, un pic de risc descendent sub 1.24, uh, dar nu neapărat pe 23.50, undeva spre 23.70, mai jos avem 23.50, dar dacă ajungem acolo e semn că s-a întâmplat ceva cu dolarul mai degrabă și mai jos 23-25. Ca idee de bază, poate să explorăm ușor sub 21-24 și să revenim apoi peste 24-40, 24-50. Tendința naturală mi se pare, dincolo de fluctuații localizate, una orientată ascendent și poate la începutul săptămânii viitoare spre 1-25. Dar, deocamdată, suntem într-un range destul de ciudat. Dolar-yen a fost are, cred titlul de roller coaster chef, pentru că în piețele valutare se utilizează un efect de livier mult mai amplu, iar variațiile au fost memorabile, de la puțin peste 101 a depășit 106, arată ascendent și dacă eram puțin mai jos, chiar și acum sunt puțin tentat, m-aș fi gândit la o, la o poziție de explorare aici. Uh, cred că piața vizează niveluri mai ridicate. S-a hotărât în sfârșit ce e de făcut. După alegeri a văzut că diferențialul de randament este net în favoarea dolarului. Uh, date din Japonia, mixte uh, foarte slabe pe partea de comenzi, de echipamente industriale de bază, minus 3,3% lunar, nu anual. Lunar este o cifră urâtă. Masa monetară M2 3,7%, accelerare de la 3,5 anterior în creștere, aceasta ar fi o veste bună, dar iarăși comenzi preliminare de, de echipamente industriale minus 8,9%, în general cifre care nu se opun unui raliu al dolar-yen. În această noapte avem date de uh, inflație, produse price index la 2 fără 10 și uh, indicele terțiar de, uh, de activitate, e vorba de uh, servicii uh, adresate companiilor, minus 0,2% valoare lunară. De asemenea, date din China ar putea veni uh, în această noapte sau, dacă nu, în zilele următoare, nu este un calendar. Precis, mâine zi, zi nebancară în Statele Unite, dar din, din ce mi-amintesc, am unele piețe ar trebui să fie deschise. Trebuie să, să verificăm acest lucru. Cred că e un context favorabil pentru dolarien. Deci 106.46 ar fi probabil primul, primul prac de urmărit. Apoi putem să facem zoom-out și să ne uităm în urmă. Uh, avem un 106.51, avem poate un... Uh, uh, să-l alegem pe 106.82 dintre aceste vârfuri. Și uh, ulterior uh, vorbim despre... Maximul din iulie pe la 107.47, dar probabil pe atunci ceva nivelul intermediar mai fi la 107-10721. În principiu câteva zeci de pipi și cred că mai putem merge în sus. Suportul este în prezent la 15.70, apoi 105.50 și 105, 03. Ne uităm pe aur, pe... Da, am spus aur, haide să ne ocupăm de aur, pentru că aici se vede destul de clar panica și apoi o panică inversă de vânzare, pentru că problema a fost dublă pentru metalul prețios. Unu, piețele și-au pierdut din teama de președintele Trump, pe care o aveau față de candidatul Trump. Uh, și apoi dolarul a avut un parcurs spectaculos, dobânzile în creștere sunt uh, uh, distrugătoare pentru metalul prețios. Avem o corecție pozitivă, dar ea nu arată neapărat foarte convingător. Există un pic de risc descendent pe termen scurt, spre 1278. Mai jos avem un suport pe la 1200, 1270. Uh, din punctul meu de vedere, piața poate încerca să se stabilizeze după eventual unele ușoare alunecări. Dar în cele din urmă, parcursul pe termen mai lung rămâne orientat favorabil. Petrolul WTI este într-un range. Cifrele de ieri legate de stocuri au fost înecate în tendința generală a pieței. Avem discuții dinspre OPEC, avem însă și o avertizare din partea Agenției Internaționale pentru Energie. OPEC-ul promite acțiune serioasă, stocurile au crescut peste așteptări, 2,4 milioane de barili. Cu toate, cu toate acestea, piețele au avut în sesiunea de ieri o dinamică, în general, pozitivă aș considera că, de fapt, poate că m-am uitat eu pe anumite perioade, sunt un pic... Obic... Haideți să vedem, deci ora, ora, 3 ar fi trebuit să fie ora, ora alegerilor. aici, aici, ok. Petrolul nu a stat în centrul atenției bele în sesiunea de ieri. Deci, într-adevăr, piața, am reținut corect, piața a avut o evoluție spectaculoasă, favorabilă, în ton cu dinamica largă a piețelor și cu, și cu anumite anunțuri din partea OPEC. Pe de altă parte, informațiile recente ale Agenției Internaționale pentru Energie nu sunt de natură a a încuraja uh, prea mult cumpărătorii și avem fie o evoluție laterală, fie un risc descendent pe termen scurt, 45 nivel de uh, de suport mai jos 44 66, 44 uh, 70, uh, uh, și chiar 44,15. 15. Uh, haideți să ne uităm uh, în sensul ascendent la ce niveluri de rezistență ar fi pe termen scurt 45-33, 45-60, 46 și 46-53. Dar ideea mea este că un pic de risc inițial descendent este mai mai degrabă cel, cel la care ar trebui să fim atenți în primă fază. Bun, să începem cu NZD-ul piața a trebuit să digere ieri o tăiere a ratei de dobândă, o tăiere care însă era așteptată, așa că în, în momentul în care am avut anunțul respectiv, creștere. Discursul nu a asigurat, nu a asigurat Uh, o, o mișcare agresivă ulterioară de ordin dovish uh, Piețele s-au uh, s-au repliat ulterior, practic a fost ca și cum nu s-ar fi întâmplat mare lucru. Uh, ulterior, în sesiunea asiatică, am avut uh, un uh, nou moment de uh, alunecare. Uh, datele din, uh, din Australia au fost uh, bune. Aici, uh, spre dimineață, uh, cred că... Este un eveniment specific, un eveniment izolat, mai degrabă pro-USD, care ne-a ne împins mai jos. În momentul de față, 72.66 este suportul de urmărit, rezistența la 73.02, piața nu îmi inspiră vreo direcție preferată dacă mergem sub 72 66 putem urmări uh, undeva în 20 25 de puncte mai jos. Ulterior avem un suport la 72 28. Uh, peste 73 avem 73 16 și 73 33, apoi 73 40 uh, și 50, dar uh, rămâne, rămâne o discuție uh, neclară deocamdată. Pentru AUD, o remarcă este AUD se ține tare, Home loans foarte foarte bun. Uh, și uh, așa este uh, datele din Australia în loc de minus 1,5% creditarea în sectorul, uh, sectorul imobiliar plus 1,6%. Deci, dacă am șterge ușor cu, uh, cu acea gumă din paint, uh, minusul din față ar fi destul de aproape distanță mare și AUD-ul performează, dar piețele sunt, sunt, mai atente. Sunt greu de apreciat pentru că, pe de-o parte, vești pro-risc sunt favorabile AUD-ului și NZD-ului, dar deocamdată USD-ul este pe panta ascendentă. Și atunci, între cele două, care este calea de mijloc? Este o fluctuație în jurul nivelurilor actuale, un pic mai agitat în cazul NZD-ului și o propulsare pe termen scurt din partea home loans. Asta înseamnă că piețele nu au uh, o direcție precisă. Tehnic însă, respingerea pe termen scurt pare să creeze un pic de probleme pentru AUD. Uh, avem un uh, suport undeva spre 76-63 sau 76-25. Însă, ca idee, dacă facem un zoom out, dintr-o dată o să ni se pară că lucrurile stau mult mai bine. Și aceasta este perspectiva mea pe termen mai lung. Cred că în câteva zile, poate nu foarte multe, vom încerca să revenim spre 77-75. O întrebare. Euro-USD spre 1.05 gold pentru același interval. Văd un scenariu favorabil, 1.300. Puțin probabil o evoluție de genul acesta. Asta era, asta era întrebare, de fapt. Deci, spre finalul anului, euro se de la 1.05 și gold, scenariu favorabil. Cred că scenariul pare puțin probabil, cred că până la decizia Fed și poate puțin după aurul, n-ar trebui să arate foarte bine. Cred însă că ulterior piețele se vor îngrijora de inflație. Poate chiar mai devreme, dar în vecinătatea deciziei Fed, probabil că nu va fi foarte roz pentru metalul prețios. Însă, cred că se poate ca dolarul să se aprecieze în fața euro și aurul să aibă o tendință favorabilă, mai ales dacă lărgim orizontul de timp de la o lună și jumătate până la finele anului și lărgim la trei luni, cred că este perfect probabil, ba chiar este ipoteza noastră de bază. Pentru că ceea ce ne îngrijora înainte, inflație este cu atât mai problematic și mai probabil sub noua administrație. Și cred că piețele se vor poziționa. Din punctul meu de vedere, cu cât mai lung orizontul de timp, cu atât mai mare claritatea, aurul ar putea atinge în 2017 sau pe început de 2018 noi maxime istorice. Bun. Uh, mergem la Euroron. Uh, mâine, mâine informație importantă legată de, uh, de inflație. Sunt CPI uh, care încetul cu încetul va ieși de sub zodia uh, tăierilor de, uh, de taxe și va începe să uh, se reorienteze favorabil. Uh, însă ceea ce interesează acum este mediul de risc. Un mediu global se vede mult, mult favorabil riscului, dorind să-și asume poziții riscante, asta ajută leul. Ceea ce nu ajută leul, dar deocamdată este în stand-by la Curtea Constituțională, este legea de majorare a salariilor în sector public, ce poate fi egalată cu legea de creșterea deficitului, pentru un an în care deja ai o creștere economică mare și poate ar trebui să fii mai prudent. Politica poate să fie prociclică, amplificând ciclul economic sau contraciclică. Politici prociclice sunt cele care fac că atunci când lucrurile merg rău, scăderea să fie mult, mult mai agresivă. Dar deocamdată leul este în echilibru și chiar în echilibru ușor ascendent. 4,49-20, suport, 4,48-50 mai jos, rezistență. Am spune 4,50 dacă n-ar fi atât de aproape. 4,50, 88 și 4,52, chiar dacă aici triunghiul se poate împotmoli, perspectiva noastră este mai degrabă ascendentă pe termen mediu și lung. În rest, pe termen scurt, mâine așteptăm datele de inflație, CPI. Astăzi, deci, cele de ajutor de șomaj, jumătate în Statele Unite. Deschiderea Bursei Americane se așteaptă a fi din nou favorabilă, ne uităm la US 500, de exemplu, să vedem cât de puternic a recuperat, după ședință spectaculoasă ieri, de salvat și de tipărit acest grafic de afișat undeva în biroul traderilor. Am acoperit un gap însă și de aici. Decizia de, de apreciere suplimentară este mult mai semnificativă, dar și mai dificil de luat de către pieță. Avem uh, iarăși o, o sesiune interesantă, probabil volatilă în prima parte a sa, mai ales, ulterior, ulterior lucrurile se pot clarifica. Mâine, zi mai liniștită în Statele Unite, deci închiderea, uh, închiderea poate să, să se facă uh, având în vedere, unii, unii trader având în vedere un fel de weekend prelungit, uh, ceea ce înseamnă că uh, imaginea daily de la finalul zilei de astăzi va fi poate mai importantă decât de obicei uh, închiderea de joi. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție, dacă apare ceva semnificativ rămânem în contact prin intermediul, prin intermediul Tradebit, o zi frumoasă, profitabilă și toate cele bune. La revedere!